și voi da loc fratelui Emanuel să organizeze în continuare o parte de slujire pe care o aveau în vedere când ne-au spus că vin la noi. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Pacea Domnului, ne bucurăm tare mult să fim împreună în această seară și să împărtășim despre lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o în Grecia. Ne dorim ca prin ce vom împărtăși să fim o încurajare, o motivare. Sigur că scopul călătoriei noastre este de a găsi persoane care să susțină lucrarea din Grecia, rugăciune și financiar, dar, de asemenea, ne dorim din toată inima să motivăm pe tineri în mod special, dar nu doar pe tine, să spunem Evanghelia, să spunem Evanghelia fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu e gata să ne folosească pe fiecare. Cu cât știm, cu ce putem, Dumnezeu ne poate folosi pe fiecare dintre noi. Prin mărturile care vom spune, de asemenea, acesta este scopul nostru destul de important în ceea ce vom face. Aș vrea să prezint familia noastră, în primul rând. Tereza, soția mea, suntem căsătoriți de 11 ani și ne bucurăm să slujim pe Dumnezeu. Ambii suntem rodul lucrării printre adolescenți. Când eram adolescenți, adolescenții ne-au câștigat noi pentru Domnul. Și acum același lucru facem pentru alți tineri din Grecia. De asemenea, aș vrea să prezint familia noastră, în primul rând, copilași și de asemenea. Ea e Agnes Lidia, are 2 anișori și e născută în aceeași zi cu Tereza, are ziua de naștere în aceeași. El e Paul Neemia, are 3 anișori. E Lois Deborah, are 5 anișori. S-a născut pe 4 aprilie 2014 la ora 4 după amiază. Și noi am devenit 4. Și ea e Abigail Sofia, are 7 anișori. A citit Biblia pentru copii de 2 ori. Și singură, și a citit biografia lui David Brainerd și a Hudson Taylor. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă din ei misionari, să aibă pe inima această lucrare. Aș vrea să vă spun că la evanghelizare fiecare săptămână ieșim toți. Și aud tot ce ne spun oamenii, tot ce le spunem noi oamenilor, unor le produc și ei. Dar le place să iasă la evanghelizare, nu am nicio problemă cu asta, nu tragem de ei. Pentru că după fiecare ocazie în care ieșim la evanghelizare, mâncăm înghețată. Așa că e clar că sunt evangheliști. Asta e echipa noastră de misionari full-time în Grecia. Ne rugăm pe Dumnezeu să ridice tineri din Grecia de asemenea în timpul acesta, dar de asemenea să ne pună lor pe inimă această lucrare. Voi prezenta câteva poze din lucrarea din Grecia, apoi Tereza va spune cum s-a întors la Domnul și lucrul acesta va reprezenta destul de mult ceea ce facem noi în Grecia. Prima poză care o vedeți aici este scris Logos Ois Elada, cuvântul vieții Grecia, și este o poză din Santorini. Lucrarea din Grecia este o extensie a lucrării din România. Eu am crescut în București și am auzit mesajul Evangheliei de mic, am mers de mai multe la biserică în fiecare săptămână, eram implicat, aveam responsabilități, tatăl meu planta biserici în perioada comunismului și în perioada după aceea, împreună cu frații mei mergeam cu familia și făceam evangelizare. Mai mult pe partea tehnică îl ajutam. Dar am crescut știind că trebuie să fiu bun la școală, trebuie să dau o mărturie bună, trebuie să fiu cap și nu coadă. Și mai târziu, când o să-mi vină mintea la cap, de la vreo 20 de ani așa, pot să mă implic în ceva spiritual. Așa că am știut că nu sunt așteptări prea mari de la mine din punct de vedere spiritual, mai mult decât să fiu implicat în ceva tehnic. La vârsta de 14 ani, am ajuns în tabăra aceasta din lucrarea Cuvântului Vieții și a fost pentru prima oară când am văzut adolescenți care să spună Evanghelia adolescenților și să-i cheme la mântuire. Nu m-au întrebat nici în ce biserică eram, nici de familia mea și m-au întrebat dacă mi-am pus încrederea Domnului Iisus ca Mântuitor personal, dacă păcatele mele sunt iertate și așa s-au ținut de mine toată săptămâna. Întrebându-mă lucrurile acestea, s-a studiat Cartea Romani și am înțeles de acolo că Dumnezeu nu mă compară cu nimeni altcineva. De obicei ne găsim pe cineva mai rău decât noi, ca să vedem dacă suntem bine cu Dumnezeu, nu-i așa? Așa că mi-am dat seama că Dumnezeu mă compară cu El însuși și n-am nicio șansă. În al doilea rând am înțeles că un singur păcat mă separă de El pentru totdeauna. Am înțeles de asemenea că nu trebuie să-mi îmbunătățesc viața ca să mă întorc la Dumnezeu. În primul rând trebuie să mă pocăiesc, să mă întorc la El și apoi Dumnezeu îmi transformă viața. Am înțeles că Dumnezeu nu primește datorită ce sunt eu, dar datorită ceea ce Domnul Iisus a făcut și apoi urmează schimbarea în viața mea. Și am înțeles că astăzi este ziua mântuirii. Nu mai târziu.
Mi-am pus încrederea în Domnul Iisus ca Mântuitor la 14 ani. Sigur că n-am înțeles multe lucruri, dar am înțeles că Dumnezeu mă primește așa cum sunt. Și că nu trebuie să amân lucrul acesta. De asemenea, la seara focului de tabără a fost o altă provocare, o altă chemare. Dumnezeu te poate folosi acum. Nu aștepta să treacă adolescența și să ajungi la tinerețe și la facultate și așa mai departe și abia atunci. Și am înțeles, credeam că sunt prea mic pentru mântuire, dar am înțeles atunci că nu sunt prea mic nici pentru mântuire, dar nici ca să-mi dedic viața pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, tot ce sunt, tot ce am, tot ce vreau să fiu, acum la vârsta adolescenței și apoi în tinerețe și apoi toată viața, vreau să-ți dedic ție. Vreau să trăiesc pentru tine anii ăștia, dedicați ție, nu așa în stand-by, și cu un picior în lume, cu un picior în biserică. Aș vrea să dedic 100% pentru tine acești ani. Și Dumnezeu se pare că m-a luat în serios rugăciunea aceea pe care am făcut-o, chiar dacă eu n-am înțeles toate implicațiile a ceea ce făceam. Pentru că astăzi sunt aici în fața dumneavoastră datorită unei hotărâri care a fost luată atunci. M-am întors în biserică la mine și a fost pentru prima oară când am luat Biblia să o citesc, nu doar pentru că o citeam cu familia în fiecare seară și ne rugam. Dar am început să mă intereseze pe mine personal și să scot aplicații practice în fiecare zi în ce citeam. De asemenea, am început să ieșim duminica seara după biserică, să ieșim la Piața Unirii, la metrou și să spunem Evanghelia, să cântăm cu chitările și cu vocea, cântări creștine și să vorbim cu oamenii. Nu ne-a învățat nimeni în punctul ăla, în momentul ăla, cum să spunem Evanghelia, dar luasem o broșură și am copiat versetele, ordinea versetelor din broșură, și vorbeam cu oamenii în funcție de acele versete. Nu prea știam ce să le explicăm, dar îi conduceam prin versetele alea. Lucrul interesant a fost că oamenii nu s-au opintit în lucrul ăsta. O, ce știi tu? Cine te-a învățat pe tine? Nu s-au apucat să ne întrebe lucruri în general care nu le știam. Sau când nu știam, îi trimiteam la cineva care știa mai mult. Dar de multe ori oamenii pur și simplu au fost cercetate de Duhul lui Dumnezeu folosind cuvântul lui, acolo, pe stradă, la metrou. De asemenea, erau oameni care mergeam în metrou, mergeam în o stație două și mai povesteam cu ei sau se întorceau ei, am o întrebare cu la ce mi-ai spus. De două ori pe săptămână ieșeam la Piața Tineretului, la Parcul Tineretului, la stația de metrou de acolo de afară și puneam un panou, dar de dimensiunea, ce știu eu, cam cât un geam din spate, și începeam să spunem mesajul Evangheliei 10-15 minute trecătorilor și apoi vorbeam cu ei și le spuneam Evanghelia personal. Într-una dintre ocaziile acelea, Tereza s-a întors la Domnul și o să vă povestească pe ea. Toată perioada aceea Dumnezeu a folosit-o într-un mod deosebit ca să ne strânească inima, că El se poate folosi de noi în viitor. Și am început să visăm cu ce poate face Dumnezeu cu noi în viitor dacă ne folosește acum, când nu știm aproape nimic, când nu avem nimic. Am început să ne rugăm, ne-am implicat pe toată perioada adolescenței, am dedicat tot timpul nostru, pe lângă școală era dedicat să câștigăm suflete și să facem ucenici. Și să-i aducem să-L cunoască pe Dumnezeu. Am mers după aceea la școala biblică din Argentina, din Buenos Aires. Directorul lucrării noastre în România era, a fost jucător de fotbal la Independiente în Buenos Aires, așa că ne invita pe toți acolo. Era o școală mare, cu elevi din 30 de țări. După aceea, când am studiat acolo, m-am rugat pentru România și m-am întors în România știind că fiecare trebuie să întoarcă la el în țară, să slujească acolo și așa mai departe. Așa că m-am întors, în timp ce studiam în România, în 2007, după câțiva ani în care am slujit acolo, am primit provocarea de a începe alte 7 țări cu români. Într-o zi, directorul din România m-a chemat la birou pe mine și pe un alt coleg și mi-a spus, o să începem alte 7 țări, printre care Grecia și Turcia. O să începem cu aceste două țări. Tu mergi în Grecia, tu mergi în Turcia. Asta a fost primul meu gând cu privire la o altă țară decât România. Am început să mergem acolo, fără să avem un angajament, doar să vedem care este reacția lor și puțin câte puțin Dumnezeu a început să deschidă ușa acolo și a devenit o povară pe inima noastră și Dumnezeu ne-a chemat în slujire acolo și o să vă spun mai mult despre asta imediat. Aș vrea să o invit pe Tereza să împărtășească mărturia ei și apoi o să mai multe despre Grecia. Mă bucur să împărtășesc despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea și cred că întotdeauna e o mărturie cea mai puternică. Cine poate contrazice ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, nu-i așa? Eu m-am născut într-o familie catolică, în București, într-o țară ortodoxă, unde, comparându-mă cu prietenii mei de la școală sau de la bloc, am considerat că întotdeauna sunt mai bună decât ei. Pentru că eu, ca și catolică, mergeam în fiecare duminică la biserică, învățasem pe de rost toate cântările, toate rugăciunile, în timp ce prietenii mei de la școală nu știau nimic și nici nu plecau de la biserică mai mult decât o dată sau de două ori pe an. Așa că mă gândeam, bineînțeles, că Dumnezeu este foarte satisfăcut de viața mea. Crescând, mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce îmi doream erau aceleași lucruri ca și prietenii mei. Îmi doream să am bani, să mă distrez,
să fiu iubită și acceptată așa cum sunt, cu bune și cu rele. Îmi doream să arăt bine și mă gândeam că dacă am toate lucrurile astea, voi fi fericită și inima mea va fi plină. Bineînțeles că m-am implicat în diverse lucruri și aduceau satisfacție. Problema era că satisfacția nu dura pentru foarte mult timp. Așa că am ajuns la adolescență. Și atunci am constatat, spre surprinderea mea, că de fapt întrebările pe care eu le aveam despre viață, despre viața după moarte, ce se va întâmpla după moarte, erau și aceleași lupte și aceeași nesiguranță pe care eu aveam, o aveau și prietenii care erau ortodoxi și n-aveau nicio legătură pur și simplu cu Dumnezeu sau cu biserică. Nu mai era deja nicio diferență între noi. Părinții mei au avut întotdeauna mentalitatea că atâta timp cât ai un loc în care să stai, ai haine cu care să te îmbraci, ai ce să mănânci, poți să mergi la școală. Noi ne-am făcut partea ca și părinți, ne-am îndeplinit responsabilitatea, așa că tu ar trebui să fii mulțumită și fericită și altceva mai vrei. Însă n-am știut niciodată cum să-mi ofere afecțiune, cum să-mi arate dragoste într-un mod practic și cum să le pese în perioada aceea adolescenței de lucrurile pe care eu treceau și luptele pe care eu le duceam în momentele acelea. Așa că nu puteam să discut cu ei și în același timp nu puteam să discut cu prietenii mei despre lucrurile acestea pentru că nici ei nu aveau soluție, la fel cum nici eu nu aveam o soluție. În momentul acela, bineînțeles, a avut loc Revoluția în România, chiar când începeam eu adolescența și pe lucrurile bune care au venit în țara noastră, au venit și muzica și tot felul de filme și tot felul de influențe. Așa că am început să mă implic în muzica heavy metal și rock și în toată mentalitatea asta. Și cum eram atât de goală pe dinăuntru, am început să iau în considerare în mod serios faptul de a mă sinucide. Mă gândeam dacă oricum viața asta nu are niciun scop și oricum părinții mei nu mă iubesc și nu le pasă chiar așa de mult de mine, mai bine mă sinucid și trec cu tot. Și mă gândeam, cel puțin în modul ăsta o să le atrag atenția părinților mei, chiar dacă o să fie prea târziu, cel puțin o să-și dea seama că au avut un copil, au avut o fată cu nevoi mai profunde decât ei au putut să perceapă în perioada aceea. Era un mod mai mult de a mă răzbuna. Și știți că în perioada adolescenței toate lucrurile devin așa mai dramatice și toate lucrurile sunt le face mai tragice decât sunt în realitate, dar cu asta m-am confruntat. Slavă Domnului că niciodată n-am avut curajul de a o face, de a mă sinucide, pentru că Dumnezeu clar avea un plan și mai mare. Când eram în clasa 11, aveam 16 ani, prietena mea cea mai bună era o colegă de clasă, așa că dimineața eram împreună la școală, după amiază mergeam la concerte, în parc, în bar, în diverse locuri. Părinții mei erau satisfăcuți cu mine, atâta timp cât aveam note bune la școală. Dacă aveam note bune la școală, după amiază puteam să fac ce vroiam eu. Așa că, într-o după amiază, din noiembrie 1995, cu prietena mea, am hotărât să mergem la plimbare în București. Am trecut pe lângă stație de metro și acolo am văzut un grup de tineri, de adolescenți, care aveau un panou mare, iar în momentul acela era un băiat, cam de vreo 16-17 ani, care împărtășea despre Dumnezeu. Era la numai 5 ani după Revoluție, așa că a fost un lucru foarte surprinzător să vedem un băiat așa de tânăr totuși, dar care se vorbească despre Dumnezeu în gura mare, în mijlocul Bucureștiului, fără niciun fel de rușine, pur și simplu chiar cu multă îndrăzneală. Așa că mai mult din curiozitate ne-am oprit și ne gândeam băiatul ăsta ori e nebun de legat să facă lucrul acesta, ori chiar crede ceea ce spune. Ne-am apropiat de panou și am început să ascultăm la prezentarea pe care el o avea, vorbea și în același timp desena, pita multe cuvinte și lucruri pe acel panou. Mesajul suna în modul următor. Fiecare persoană din lumea aceasta caută ceva. Fiecare persoană caută dragoste, pace, speranță și iertare. Și ceea ce lumea ne oferă este exact opusul. Singurătate, teamă, conflicte, vină. A fost punct ochit, punct lovit. Și eu și prietena mea știam imediat ceea ce experimentaseam în lume și ne-am identificat imediat cu ceea ce el spunea. Știam ce căutam, știam ce ne-a oferit lumea. El a continuat și a spus, doar Dumnezeu are lucrurile acestea pe care noi le căutăm, El vrea să ni le ofere, problema este că între noi și Dumnezeu există o mare barieră care se numește păcat. Lucrul acesta m-a lovit pe mine în mod special, pentru că eu mergeam la biserică în fiecare duminică și marea întrebare cu care m-am confruntat în momentul acela a fost, cum adică nu pot eu să ajung la Dumnezeu din cauza păcatului, din moment ce eu merg la biserică în fiecare duminică și încerc să mă țin de toate ritualurile și toate tradițiile pe care biserica mi le cere. La sfârșitul prezentării, o fată a venit la mine, o altă fată a mers la prietena mea. Prietena mea era ortodoxă, prea cântată la biserică, a fost abordată de o fată de 17 ani, o fată care a venit la mine avea 16 ani, la fel ca și mine. Toată aceasta m-a întrebat, Tereza, dacă s-ar întâmpla ca tu să mori în clipa aceasta, unde crezi că-i ajunge? Și eu am răspuns foarte sigură pe mine, cred că o să ajungă rai la Dumnezeu. Foarte mândră, nu? Pentru o catolică care speră să ajungă și în purgatoriu și de acolo mai vedem noi. Fata a zâmbit și m-a întrebat de ce. Eu am dat răspunsul clasic.
n-am omorât niciodată pe nimeni, n-am furat niciodată nimic și merg în fiecare duminică la biserică, așa că ce altceva trebuie să fac? Până aceea a spus, astea sunt lucruri bune, dar vreau să te întreb ceva. Tu ai mințit vreodată? Da, bineînțeles, dar toată lumea o face, care e problema? Tu te-ai enervat vreodată, te-ai mâniat vreodată? Da. Dar de ce mă întreb lucruri care sunt atât de răspunsuri, atât de evident pentru toată lumea și nu spune tu mie că ești mai bună decât mine, nu? Avem atitudine destul de arogantă. Toată aceasta mi-a spus, uite, și eu am făcut astfel de lucruri. Toată lumea face, dar nu se spune Biblia. Și acolo pe stradă, o fată de 16 ani mi-a deschis Biblia și a început să-mi citească versete din Romani. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fiindcă plata păcatului, unu, este moartea. Și m-a întrebat încă o dată, pe baza ceea ce spune Biblia, dacă s-ar întâmpla să mor în clipa aceasta, unde trebuie să-i ajunge? Și atunci am început să mă lupt în inima mea, încercând să-i dovedesc lui Dumnezeu că nu sunt la fel de rea ca X, Y, Z de la școală de la blog. Și pe de altă parte, totuși am făcut și lucruri bune, ar trebui să conteze puțin înaintea lui Dumnezeu. Și așa m-am luptat cu Dumnezeu până când am ajuns la un punct în care am spus, nici o scuză cu care eu pot veni înaintea lui Dumnezeu nu e suficientă. Nu ține. Biblia este foarte clară. Așa că am spus, pe baza ceea ce spune Biblia, e clar că eu merg să ajung la rai, în iad. Atunci a continuat și mi-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. A fost prima oară când am auzit că Dumnezeu mă iubește pe mine, Tereza. Deja nu mai era Dumnezeu mă iubește pe toți, hai, deci tot să fii mai bun, sau cel puțin să încercăm. Nu. Era Dumnezeu te-a iubit pe tine atât de mult, încât l-a dat pe singurul lui Fiul Iisus Hristos să moară în locul tău pe cruce, pentru păcatele tale, dar toate păcatele tale se poate fi spălate, iertate și tu să poți începe o relație cu Dumnezeu ca Tatăl prin jertfa Domnului Iisus Hristos și încrederea pe care tu să o pui, prin nașterea din nou pe care tu o poți experimenta. Toate acestea cu versete din Biblie pe care ea mi le-a citit și mi le-a explicat. Așa că, imediat, inima mea a fost atinsă și acolo, pe stradă, 2 noiembrie 1995, cu autobuze, tramvaie, oameni care intrau, ieșeau de la metrou, cu tot traficul în București, am zis, asta e decizia cea mai importantă pe care eu trebuie să iau pentru viața mea. M-am rugat și mi-am pus toată încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos, în momentul acela i-am cerut să devină salvatorul meu personal. A fost prima oară când m-am rugat ceva ce nu era memorat, eram obișnuit să citesc poezii lui Dumnezeu, dar în momentul acela era diferit. Îi spuneam ceva lui Dumnezeu și ceream ceva lui Dumnezeu care era bazat pe lucruri pe care de-abia le citisem și le înțelesesem din Biblie. Și a fost prima oară când am avut siguranța că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și mi-a răspuns la rugăciune. Pentru mine, ca și catolic, asta era ceva foarte important. Prietena mea a luat aceeași hotărâre cu fata cealaltă pe care împărtășea Evanghelia, așa că ne-am bucurat amândouă. Și o altă surpriză pe care am avut-o a fost că fata care mi-a vorbit mie și prietena mea, noi toate trei, de fapt, mergeam la același liceu din București. Și ne vineam 2 milioane de locuitori în orașul ăsta, atâtea licee, atâtea școli, unde noi toate trei mergem în același loc. Și era clar că Dumnezeu încă cu mult timp înainte orchestra totul. Așa că fata aceea a doua zi a venit la noi la clasă, ne-a invitat ulterior la o întâlnire de adolescenți. Am mers acolo, fata aceea mi-a dăruit o Biblie și apoi a început să se întâlnească cu mine în fiecare săptămână și practic să mă ucenicizeze, să mă învețe de la zero absolut tot, pentru că nu știam nimic. În Biserica Catolică nu eram niciodată încurajat să deținem sau să citim o Biblie. Noi, ca membri normali, comune, ai unei biserici catolice, nu eram suficient de demn ca să deținem o Biblie. Era suficient doar ceea ce preotul spunea la liturghie. Așa că nu știam nimic. A trebuit să-mi deschidă Biblia să-mi spună, uite, de aici, asta e titlul cărții, Evanghelia după Ioan. Cifra mare, asta înseamnă capitolul. Cifra mică, asta înseamnă versetul. Așa că de la zero am început să-mi arate ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu, ce înseamnă să ai o părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi, să te bucuri de o părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi. Și bineînțeles că încet cu încet inima mea și mintea mea au început să fie înnoite și bineînțeles că au fost lucrurile vechi date la o parte, lucrurile noi implementate și chiar aveam dorința de a-L cunoaște. Am zis, dacă Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât și-a dat singurul Fiu să moară pentru mine, eu vreau să-L cunosc. Și o altă dorință pe care mi-am pus-o pe inima mea a fost să merg și eu să împărtășesc același lucru cu alte persoane. Dacă eu am putut să înțeleg, alte persoane pot să înțeleagă și ele. Așa că prietena mea și cu mine, de 2 săptămâni de când luasem hotărârea aceasta, ne-am alăturat acelui grup de tineri pe care îl cunoscusem în acea zi pe stradă, cu un singur verset care știam pe de rost și cu mărturia noastră, am mers pe stradă și am început să vorbim cu persoanele. Și spre surprinderea noastră, așa cum spunea și soțul meu mai devreme, nimeni nu le-a disprețuit pentru că nu știa mai mult. Dimpotrivă, oamenii apreciau că, deși eram atât de tinere, totuși vorbeam despre lucruri atât de importante. Și Dumnezeu a luat acele prime ocazii să ne încurajeze pe noi și să ne arate dacă cu atât de puțin eu te pot folosi, cu cât mai mult te pot folosi, când o să știi mai multe versuri de rost, în viața ta o să fie și mai mult schimbat. Așa că ne-am încurajat foarte mult, am ajuns peste câteva luni în tabăra Cuvântul Vieții din România, la focul de tabără, rugăciunea mea a fost următoare. Doamne, tot ce am, tot ce sunt, tot ce sper să fiu vreodată sau să am vreodată,
pun mâna ta pentru slava, pentru onoarea ta. Te rog, folosește-mă. Vreau să merg la Institut Biblic, vreau să cunosc Biblia, pentru mine, în primul rând, și apoi să pot da mai departe la alte fete. Și, de asemenea, vreau să devin misionară, vreau să desfășesc toată viața mea. Și Dumnezeu a luat acea hotărâre cu toată seriozitatea. Nu știam eu tot ce implica tot pachetul, dar chiar un an mai târziu am terminat liceul și imediat Dumnezeu a deschis ușa pentru mine să merg la o școală biblică în Ungaria pentru 2 ani de zile și apoi un an în Argentina. M-am întors în România și am început să slujesc pe misionară full-time. Doar aș vrea să menționez un alt detaliu din mărturia mea. În acea zi în care eu m-am întors acasă cu Biblie în mână, bineînțeles că părinții mei au văzut-o și a trebuit să le dau explicații. Acum erau, mă rog, părinții îmbrăcată în negru cu bocanci și cu geacă de piele, cu porc peste față și spălată pe viață și dintr-o dată ajung acasă cu Biblie în mână. Asta a fost foarte surprinzător pentru părinții mei. Așa că a trebuit să le explic. Și le-am spus ce am auzit pe stradă, ce s-a întâmplat la acea întâlnire de adolescenți și părinții mei s-au supărat foarte tare. Spuneam, nu, ăștia sunt eretici, sunt sectanți, n-ai voie să te mai întâlnești cu ei, singura biserică adevărată este cea catolică, tu trebuie să te întorci acolo, s-a spus de ce spune preotul. Eu încercam să-i arăt cu Biblia. Uite ce spune Biblia, uite versetele care eu le-am citit în acea zi pe stradă și am înțeles ce a făcut Iisus Hristos pentru mine. Și a început al treilea război mondial pentru câțiva ani, nu? La un moment dat, în procesul acesta, tot acum conversați în fiecare zi, tatăl meu s-a supărat așa de tare și s-a frustrat așa de tare cu mine, văzând că mă scoate la capăt, dovedească că sunt pe un drum greșit, și-a dat seama că are nevoie de argumente mai puternice. Așa că s-a hotărât să citească Biblia și a citit Biblia 7 ani jumate ca să mă convingă că eu sunt pe un drum greșit, dar a terminat acel proces înțelegând el însuși Evanghelia și punându-și încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului lui. Iar o lună mai târziu m-am luat aceeași hotărâre, asta se întâmpla în 2003. Așa că aș vrea că mărturia mea să fie o încurajare pentru fiecare dintre voi, pentru adolescenți, tineri, copii sau oameni mai înaintați în vârstă. Dacă Dumnezeu m-a putut folosi pe mine cu un singur verset de rost și cu mărturia mea, câte versete știți voi pe de rost, nu? Fiecare dintre voi. Și dacă aveți o mărturie, suntem deja fiecare dintre noi în echipa asta să mergem și să împărtășim cu alții. Și sămânța aceea pe care noi o plantăm în inima și în mintea cuiva, Dumnezeu este credincios, prin Duhul lui Cel Sfânt să facă să o rădească, mai devreme sau mai târziu. Să nu ne gândim la ce nu avem, la ce nu știm. Să ne gândim la ce avem și la ceea ce știm deja și ce facem cu ceea ce avem și ceea ce știm deja. Asta este poza cu familia noastră, e un selfie care e și mai bine când așteptam la noi acasă. Aici este Grecia, Cavala, vechiul oraș Neapole, unde Pavel a venit pentru prima oară în Europa, Filipii, Tesalonic, Beleia, Atena, Corint și Creta. Grecia este o țară unde poți ajunge la mare într-o oră jumătate oriunde ai fi și poți vedea mare de pe oricare dintre munții Greciei. Grecia are 11 milioane de locuitori, 6 milioane locuiesc în Atena, 1 milion sunt refugiați din țări musulmane și arabe. Procentajul evanghelicilor în Grecia este 0,18%. Nu este lucrare de evanghelizare și ucenicizare în biserici. Biserica cea mai mare, în general, care are cam 150 persoane, cea mai obișnuită 23 de persoane. În toată țara sunt mai puțin de 75 misionari. Biserica ortodoxă în greacă are 97%. Sigur, sunt similarități cu Biserica ortodoxă din România, dar sunt mult mai enfatici, mult mai accentuați în ceea ce cred și asociază ortodoxia cu naționalitatea lor. Motivul pentru care sunt doar 75 misionari în țară sunt pentru că, este pentru că li se spune misionarilor atunci când vin, așteaptă acolo să te chemăm noi când avem nevoie de tine. Și misionarul stă acolo, așteaptă să-l cheme, așteaptă un an, doi, trei, până la urmă se întoarce la el acasă descurajat că nu a putut să se integreze în comunitatea de acolo. Așa am făcut rost de noi de mobile de la misionari care au venit și au plecat. De asemenea, li se spune misionarilor și mie mi s-a spus de către liderii bisericii evanghelice în general din Grecia, Emanuel, trebuie să înțelegeți voi, misionarii, și nu vrem să vă descurajăm, dar trebuie să înțelegeți că noi nu avem nevoie de misionari în Grecia. Misionarii, e nevoie de ei în Africa. Noi suntem o țară creștină de 2000 de ani, oamenii știu mesajul Evangheliei. Răspunsul nostru este câți adolescenți știți care spune Evanghelia celorlalți adolescenți? Sau câți adolescenți știți care fac ucenicie cu alții ca să devină câștigători de suflete? Sau ieșim pe stradă la evanghelizare în fiecare săptămână și întrebăm cu oameni la sfârșitul conversației. De câte ori ați auzit lucrul acesta până acum? 99,9% dintre cei pe care îi întrebăm ne spune prima oară când aud aceste lucruri și mă mir că Biblia susține ceea ce spui tu. Așa că ne putem gândi la Grecia ca la o țară care n-a fost atinsă în perioada aceasta cu mesajul Evangheliei. Oamenii nu cunosc Evanghelia, nu că nu că o resping. Noul Testament, chiar dacă a fost scris în limba greacă, n-a fost tradus în greaca contemporană până în anul 1987. N-a ajuns în mâinile oamenilor până în 1995. Cei mai mulți oameni nu au o Biblie pe care să o citească în greaca contemporană.
Este ilegal să scrii Evanghelia celor sub 18 ani, poți ajunge la închisoare pentru lucrul acesta. Și când intri într-o conversație cu un ortodox, în general, după primele fraze care se schimbă, îți dai seama că persoana nu crede nici în Biblie, nici în Domnul Iisus, nici în existența lui Dumnezeu în realitate. Da? Susțin cu foarte mare vehemență că sunt ortodox și că tu ești eretic dacă nu ești ortodox. Și așa mai departe. Ne concentrăm pe adolescenți, pentru că cele mai importante decizii sunt luate înainte de 25 de ani în viață. Soluția este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nici programul pe care îl inițiem, nici ideile pe care le prezentăm ca și lucrare. Viziunea noastră este să furnizăm o lucrare susținută de evanghelizare și ucenicie, unul la unul, cu fiecare dintre ei. Tereza face asta cu fetele, eu fac asta cu băieții. Să antrenăm în fiecare biserică o echipă de lideri de tineret care să antreneze pe alții. Imaginați-vă când acest lucru se va întâmpla în Atena, în Filipi, în Berea, în Corint, în Patmos, în toate locurile despre care citim. Amin? De asemenea, să formăm echipe de tineri și adolescenți care să fie o forță evanghelistică în țara lor, în comunitatea lor și în alte națiuni și să dezvoltăm o echipă de misionari din Grecia care să facă această lucrare. Cum împlinim această viziune? Prin evanghelizare pe stradă, pur și simplu, cu un panou, cum vedeți în poză, și apoi ucenicii în timpul săptămânii, cei care se întorc la Domnul sau cei care vor să crească, ne întâlnim cu ei individual. Fiecare întâlnire cu ei în timpul săptămânii durează 2, 3, până la 7, 8 ore cu fiecare dintre ei. Este multă muncă și energie pusă în aceste întâlniri. Scopul este ca ei să facă același lucru cu alte persoane de vârsta lor. Sigur că este ilegal să spui, să abordezi adolescenții cu așa ceva, dar prima soluție este să facă lucrul acesta oricum, cum și-au asumat părinții noștri în timpul comunismului, să facă lucruri care erau împotriva legii, dar de asemenea este să ne antrenăm pe adolescenți să facă acest lucru cu alți adolescenți. Nu înseamnă că nu au probleme deloc, dar au probleme mai mici decât ceilalți, dacă fac acest lucru. Întâlnire tineret, în care tinerii din biserică îi aduc pe cei neîntuiți și ei le spun Evanghelia, fiecare săptămână îi aduc la biserică și ei abordează să le spună mesajul Evangheliei. Tabere de vară și de iarnă, campionate sportive prin care se spune Evanghelia, clinici medicale, oameni care nu vor să vină la biserică, vin ca să joace fotbal sau să joace altceva și apoi să fie consultați cu Evanghelia. La fel, pentru medicamente, consultații gratuite. Programe educative, antidrog, antisida în licee și în penitenciare. Prin asta am ajuns cu mesajul Evangheliei în câteva sute de licee în România, când locuiam acolo, vrem să traducem asta și să îl facem în liceele grecii. Conferințe de tineret și de familii, tabere și școală biblică. Primul eveniment pe care l-am avut în Grecia a fost în 2007, pe străzile Corintului. Am călătorit cerând fraților din Grecia să ne lasă să facem un eveniment de evangelizare împreună cu ei. Din Tesalonic până în Corint, cu trenul, am întâlnit vreo 40 de misionari și pastori și le-am cerut acest lucru. Majoritatea au spus că nu se poate luna august, toată lumea e plecată pe insule. Singurii care ne-au acceptat au fost corintenii. Și ne-au dat cazare, masă, transport, aducător, tot ce am avut nevoie. Mi s-a spus, mă mir că m-au acceptat că au făcut lucrul acesta, că ei nu fac asta pentru nimeni oricum. Era clar că Dumnezeu deschidea o ușă. Mi s-a spus, aveți grijă, că e periculos. Misionarii sunt atacați, e persecuție. Poliția e mobilizată de preoți ortodoși. Nu i s-a întâmplat nimic din toate lucrurile astea. Din potrivă au fost persoane care s-au întors la Domnul. Așa că a fost o încurajare mare pentru noi. Evanghelizare prin traturile păpușii și satele grecii. Câteva sute de copii au auzit mesajul Evangheliei în felul acesta. Evanghelizare printre prostituate. În Atena sunt peste 300 de bordeluri, peste 97% sunt fete din România și Republica Moldova. Nu este lucrarea noastră numărul 1, am fost implicați foarte puțin în asta, dar este o nevoie mare într-o țară ca și Grecia. Același lucru e valabil pentru evanghelizarea printre refugiați. N-am avut o povară nici pentru refugiați, eram preocupat de venirea lor, până când am văzut pe Facebook poza unui frate din Siria, ținând-o pe fetița lui de 5 ani, așa, decapitată, pentru că era creștin. Și am înțeles că prețul pe care noi îl plătim pentru a spune Evanghelia în Grecia e absolut ridicol. Nu facem nimic în realitate. Așa că am început să vizităm locurile unde veneau refugiații. Veneau mii de refugiații în fiecare zi în anii aceia. Și lucrările care veneau să ajute, grupurile care veneau să ajute în perioada aceea, 2015, 16, 17, din păcate ajutau mai mult umanitar decât să spună Evanghelia. Așa că i-am abordat și ne-a spus, haide să facem ceva evanghelistic. Primul răspuns a fost pur și simplu să-mi întoarcă spatele fără să vorbească cu mine. După aceea au început să spună și ceva, sunt musulman, de ce să le dăm materiale de evanghelizare? Păi, tocmai de asta trebuie să le dăm materiale de evanghelizare, că sunt musulmani. Alții au spus, nu e nevoie să le spunem nimic, o să-L vadă pe Domnul Iisus în zâmbetul nostru. Erau și creștini care îi ajutau cu toată plăcerea și cu zâmbet pe față. Alții au spus, nu e nevoie, o să le spunem evanghelia doar celor care ne întreabă. Se poate întâmpla, dar foarte rar să te întrebe, așa că e mai bine să luăm inițiativa. Alții au spus, de ce să ne băgăm Evanghelia pe cât acum că au nevoie de noi?
ca și când era un lucru negativ să le spunem Evanghelia. Și alții au spus, o să ne împrietenim cu ei și după aceea le spunem Evanghelia. Acum, prietenește-te cu cineva cu care nu-i vorbești limba și cu care poți să stai doar 15-20 minute înainte să dispară în Europa. Așa că am tipărit 50 de broșuri din arabe și în farsi, am așteptat în port, în Pireasă, împreună cu mâncare și alte lucruri, cu jucării, cu copiii noștri și cu mesajul Evangheliei, tipărit pentru ei și de acolo am mers mai departe. Încă e nevoie de persoane care să traducă, să le traducă atunci când comunicăm cu ei. Sunt încă valuri mari de musulmani care vin în timpul acesta, adolescenți care vin pe insula Lesbos, care nu pot fi absolviți de școlile grecești. Israelul a deschis o școală a păcii pentru toți dușmanii Israelului. Iran, Pakistan, Afganistan, Siria, toate țările astea au o școală pentru tineri din țările astea unde învață. Și a fost o idee strălucită. Și mai strălucită ar fi ca noi, bisericile evanghelice, să le spunem Evanghelia acestor oameni și să-i trimitem la școala biblică și apoi să poată să întoarcă în comunitățile lor să slujească. Au fost implicați în taberele lângă Tesalonic, taberele lângă Atena, în anii care au urmat. În tabăra de lângă Tesalonic mi s-a spus în primul an, puteți să faceți tabără împreună cu noi. A fost bine, totul a mers bine. Anul următor mi-au spus, de ce nu faceți tabără singur, că voi știți să faceți. Noi plecăm în altă parte, suntem ocupați. Aici e tabăra, taberiști, bucătăreasă și traducător. În timpul ăla locuiam încă în România. Am făcut asta și au fost persoane care s-au întors la Domnul. Printre ei a fost un băiat pe nume Ianis, de 18 ani. Era implicat în droguri, arte marțiale și Partidul Comunist și tatălui era la închisoare. A venit la mine într-una dintre secții și spune, ei, am înțeles mesajul Evangheliei pentru prima oară. Vreau să mă întorc la Domnul, să-mi pun încrederea în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al meu. Îl cunoșteam, n-am avut mari speranțe că cu adevărat o să se schimbe, dar i-am spus ce trebuie să fac, am mers și am mărturisit păcatele, a plâns. Și a părut să fie autentic, dar tot am avut mare reține cu privire la el. S-a terminat tabăra, am plecat înapoi în România, după aceea ne-am mutat în Grecia și am pierdut legătura, 700 km de depărtare între noi. În 2017 am aflat că a început să lucreze în cel mai mare spital din Tesalonic. Am aflat că s-a împrietenit cu un misionar și l-a rugat să-l învețe să facă evanghelizare. Și l-a învățat și a început să fie foarte activ în evanghelizare printre tineri de vârstă universitară. Purta niște tricouri pe care erau scrise versete în Biblie. Ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Crede în Domnul Iisus și tu și casa ta vei fi mântuit. Și versete de genul acesta. Și a început să spună mesajul Evangheliei. Nu avea conflicte din cauza tricourilor respective, dimpotrivă erau persoane curioase care îl întrebau și aveau ocazii multe să spună Evanghelia. În 2017 s-a căsătorit, cu banii de nuntă s-a dus să studieze la școala biblică din Atena. Singura școală biblică din toată Grecia. Nu cea mai bună doctrinară, dar singura. Așa că s-a dus să studieze acolo și după ce a avut primele cursuri, au avut evanghelizare pe stradă. Și și-a luat tricoul de evanghelizare, versete din Biblie. Primii care l-au prins să poarte tricoul acela de evanghelizare au fost cei doi profesori de evanghelizare ai școlii biblice. I-au spus, dacă ești cu noi la evanghelizare cu tricoul ăsta, mai bine nu mai vii. Mai bine stai aici, ne ducem noi singuri că o să facem evanghelizare prin relații. Iar nici o persoană pe care s-o convinși prea ușor, le-a spus, da, prin relații, dar mai devreme sau mai târziu o să le spunem și mesajul Evangheliei din Biblie. În sfârșit, a mers oricum, nu s-au creat conflicte, au fost persoane care au auzit Evanghelia de la el. I-au spus, dacă mai faci asta, încă o dată, mă afară de școală. A făcut asta și a doua oară și a treia oară și în decembrie 2017 l-au matriculat pentru asta. A venit la noi, noi eram la evanghelizare pe stradă și a venit la mine și spune, Emi, eu m-am întors la Domnul prin tine, ți-am zis aminte, tu ești tatăl meu spiritual, trebuie să mă ajuți. Sianis, ar vrea să te ajut, nu știu cum să te ajut, am vrea să te trimitem în Argentina la institut, dar nu avem bani să te trimitem. Nici eu n-am avut pentru mine când a fost vorba să merg, Dumnezeu a furnizat într-un mod miraculos, deci o să pregătească și pentru tine. Erau căsătoriți doar de 3 luni, era foarte greu pentru ei această situație. I-am luat la noi acasă, ne-am rugat cu ei, i-am încurajat. La 11 noaptea i-am dus la locul unde urma să stea peste noapte. Când am intrat pe poartă, am primit un telefon de la directorul Institutului Biblic din Argentina, cu care nu fusesem în contact 15 ani de zile. Așa că mă sună și spun, uite, suntem așa în persoanele astea, asta e situația lor, ce puteți să facem pentru ei, fără un preț mai bun. Și spune, de fiecare dată când avem un prim student dintr-o țară nouă, ca și Grecia, avem o bursă completă, poți să-i trimiți imediat, gratuit. Și întreb, cum te mai sunat exact acum? Eram pe punctul să-i dau jos din mașină. Și spune, te-am sunat de multe ori, e prima oară când a intrat apelul. Așa că a fost clar că Dumnezeu deschide o ușă și ne-am bucurat tare mult. Vreau să spun că lecția este următoarea. Să facem primul pas, să avem încredere în ceea ce Dumnezeu face în inima persoanelor când le spunem Evanghelia, că Dumnezeu s-ar putea să-i folosească mai mult decât ne folosește pe noi, care probabil l-am crescut într-un context mai favorabil decât al lor. S-ar putea ca Dumnezeu să-i folosească mult mai mult decât pe noi. SIDA versus Viață este un program antidrog, anti-SIDA în liceele Greciei. Este singurul program de evangelizare permis în ultimii 30-40 de ani. Nu este permis, de fapt, dar am reușit să intrăm în licee
prin recomandare de la un liceu la altul. Este, Ministerul Educației este plin de preoți ortodoxi. Nu poți intra în locul acela fără să te pună pe o listă neagră și nimeni să nu mai aibă nimic de a face cu tine. Te consideră eretic. Și apropo, când suntem luați la poliție, li se spune am adus eretici. Nu interesează din ce biserică ești, ești eretic. Așa că dacă trece preoții ortodoxi, dai peste atei care nu vor nimic evanghelic, nimic religios în locul acela. Așa că fratele care îl vedeți în poză cu soția lui, este din Argentina, este colegul nostru de acolo. Dar la 12 ani părinții lui au divorțat, mama lui s-a îmbolnăvit psihic și a stat pe stradă în anii care au urmat după aceea. Până la 15 ani, când s-a infectat cu virusul HIV din cauza drogurilor. A devenit așa de disperat pentru droguri, că își cumpăra cocaina și nu avea răbdare să găsească apă curată, lua apă din șanț și dizolva cocaina și o injecta în vene. 8 ani de zile a folosit droguri în fiecare zi a vieții lui. Până la 23 de ani, când un frate de 80 de ani din biserică l-a găsit pe stradă, drogatul de 8 ani, și i-a spus Evanghelia. Și a înțeles Evanghelia. Și s-a întors la Domnul, acolo pe stradă. A mers la un centru de reabilitare și apoi la școala biblică din Argentina. Și apoi a mers la licee din Buenos Aires și acum vine la licee din Europa. I-a dat Dumnezeu înțelepciune suficientă să combine povestea vieții lui cu mesajul Evangheliei într-un mod foarte puternic, foarte dinamic. Și Dumnezeu îl folosește într-un mod deosebit. Așa că vrem să-l aducem 3-4 ori pe an în fiecare an în Grecia. Evangelizare în bisericile Greciei. Când sunăm o biserică și spunem avem un program de evangelizare, avem un antrenament de evangelizare dacă vreți, pentru tine sau pentru cine e interesat, de obicei se spune, știm să spunem Evanghelia, nu avem nevoie să ne învețe nimeni. E adevărat că nu se face evanghelizare pe de altă parte. După ce mai vorbim puțin, spun bine, veniți să ne împrospătați memoria cu privire la evanghelizare. Venim, facem antrenamentul, sunt mulțumiți, chiar și cei mai sofisticați veci, le place cum spune Evanghelia. Și la sfârșit le spune, haideți să ieșim acum toată lumea la evanghelizare pe stradă. Și în momentul ăla toată lumea, e prea târziu, e prea frig, e prea cald, nu e nimeni pe stradă și așa mai departe. Și în ce în urmă îi întrebăm puțin mai mult, dar de ce nu vreți voi să ieșiți la evanghelizare? Și ne spune, am prieteni cu preot ortodox și nu vrem să se supere pe noi, că nu o să-i placă dacă ieșim la evanghelizare. Asta e situația, deocamdată. Evanghelizare prin iluzionism, evanghelizare prin cu panoul. Asta este caracteristica lucrării noastre principală. Tereza s-a întors la Domnul în felul acesta. În 10-15 minute se spune mesajul Evangheliei foarte puternic pe stradă, foarte clar, cu versete din Biblie și tot, și cu un desen care se face, și apoi vorbim cu individual. Băiatul care îl vedeți în poză aici, numele lui este Anesti, are 17 ani, numele lui înseamnă înviere și părinții lui lucrează la Televiziunea Națională a Greciei. Oamenii sunt foarte surprinși să vadă adolescenți care să facă lucrul acesta. Nu se așteaptă la așa ceva. E o mare surpriză și ascultă măcar din curiozitate. Și așa, cuvântul lui Dumnezeu le este prezentat acestor oameni. Am vrea să vedem acest lucru întâmplându-se 7 zile pe săptămână în zona fiecare biserici locale și pe fiecare insulă și în fiecare comunitate din orașele despre care citim în Biblie. Aici eram în Tesalonic și în ziua respectivă când am mers acolo m-am întâlnit cu liderii bisericilor din zonă și ne-a spus, uitați, invitați alți oameni la evanghelizare în seara asta, o să fim în centrul orașului. Nu e nimic impunător ceea ce facem noi, punem un panou și spunem Evanghelia. Răspunsul a fost, Emi, când eram de vârsta ta, făceam și noi la fel ca tine. Cu soția, cu copiii, tot la fel ca tine. O să-ți treacă, o să vezi că nu merge, că nu funcționează asta. Am avut experiențe neplăcute și, într-adevăr, au avut preoți care au luat panoul, l-au aruncat în mare. Au persoane care i-au atacat, poliție mobilizată de biserică ortodoxă și așa mai departe. Și e adevărat că atunci când facem evanghelizare pe stradă, singura audiență care o ai, în general, sunt porumbeii. Și e foarte descurajator. Cel puțin prima oară când faci. Dacă mai spui încă o dată mesajul, încă și încă o dată, și a treia, și a patra oară, se cam strâng persoane și ai ocazia tot timpul să spui Evanghelia cuiva. În ocazia aceea, dar în general nu avem mulțime extraordinară. Facem ceva atractiv și apoi le spunem Evanghelia. În acea ocazie, am pus panoul, m-am dus la mașină să iau pe Tereza și pe copii, când am ajuns înapoi la panoul de evanghelizare, erau vreo 50 de persoane în fața lui și spuneau, tu ești cu panoul ăsta? Ia, spune despre ce vorba, hai că te așteptăm, o să încep, hai, stăm aici, te așteptăm de câteva minute. Lucrul ăsta nu se întâmplă niciodată, înțelegeți? Dar s-a întâmplat exact în locul în care mi s-a spus că nu funcționează. S-a terminat, în grupul acela erau persoane care erau pregătite să audă Evanghelia. S-a terminat cu primul grup, a apărut al doilea grup. Despre ce vorba, ce ai făcut aici, poți să faci încă o dată și pentru noi? Înțelegeți? Încă o dată, când facem primul pas, Dumnezeu e gata să facă mai departe ceea ce este imposibil din punct de vedere omenesc. Împreună cu tine din bisericile mai mari din Atena, mergem de două ori pe lună la biserici mai mici, de 20-30 de persoane,
Cu tinerii cu care facem studiu biblic săptămânal, individual, îi luăm în biserici mai mici și saturăm acele zone cu mesajul Evangheliei, de la ușă la ușă sau în centru localității și împreună cu persoanele din biserică. Asta facem de două ori pe lună, atât pentru zidirea și încurajarea bisericilor mai mici, dar și pentru ucenicia celor din bisericile mai mari care să înceapă să prindă gustul pentru așa ceva. Dacă tot ce v-am spus până acum nu este suficient de entuziasmant, asta este foarte entuziasmant, pentru că am... Să știți că prima piedică pe care o avem în ceea ce facem nu sunt adolescenții. Nu-i vorba că pe adolescenți nu-i interesează, sunt lumești și așa mai departe, și atrage lumea. Prima problemă pe care o înfruntăm în ceea ce facem, și ce este? Sunt părinților. Și părinții din afară, dar și părinții dinăuntru. De obicei, părinții nu au idealul pentru copiii lor mai mult decât să devină cineva în viață. Și atunci când o să fii cineva, atunci toată lumea o să te asculte. Dar nu funcționează chiar așa lucrurile. Și apoi aș vrea să spun că părinții vor fi tare dezamăgiți dacă copiii lor nu vor merge la cea mai bună școală, nu vor primi cel mai bun salariu, dar nu o să fie dezamăgiți părinții dacă copilul nu spune Evanghelia sau dacă nu face ucenici. Așa e? În general așa e. Părinții mei cu ei, așa a fost situația și cu ei. Acum se roagă pentru ei și mă încurajează în ce fac. Aș vrea să vă spun că am rugat pe unul dintre prezbiterii din biserică de la noi să mă lase să fac ucenicii cu băiatul lui. Asta însemna să mă întâlnesc în fiecare săptămână cu ei, să studiez Biblia, să-l provoc să crească în domenii specifice din viața lui, să înceapă să-l provoc să facă același lucru cu altcineva de vârsta lui cât mai repede posibil și să iasă cu noi la evangelizare pe stradă. Părinții au fost de acord, m-am întâlnit cu ei în săptămâna următoare și i-am spus, uite, săptămâna asta ne întâlnim și o să studiem Biblia și o să facem asta. Bun, perfect. În săptămâna respectivă a venit un alt băiat la biserică, un băiat al cărui tată fusese în lucrare pentru mulți ani, dar care suferise de cancer 10 ani de zile. Și a murit după 10 ani în care a suferit de cancer. Băiatul lui a venit la biserică în ziua aceea. Băiatul lui se numea Jonathan. Avea 12 ani când tatăl lui a murit, era cel mai mic din 4 copii în familia lui. A venit la biserică. Eu știam despre el că de când a murit tatălui, a început să spună că el nu-i creștin, că nu vrea să devină creștin, că creștinii sunt ipocriți și nu vrea să aibă nimic de a face. Spunea mama lui, nici să îndrăznesc să te rogi pentru mine. Se apucase să facă kickboxing, știți, box și cu mâine și cu picioarele, și a ajuns campion național în momentul acesta în Grecia, iar patrulea pe Europa. Așa că îi spunea mama lui lucrurile astea și o împingea, o înjura, o amenința în fiecare zi, pe cine auzeau toate lucrurile astea. Așa că a venit la biserică și băiatul prezbiterului i-a spus, de ce nu te întâlnești cu amândoi, cu noi doi și să faci asta? I-a spus, aveți nevoi diferite și oricum ne întâlnim cu unul câte unul. Nu, te rog, hai, suntem vecini, suntem rude, suntem vecini, suntem colegi de școală și suntem prieteni foarte buni. Fă-o amândoi. M-am întâlnit cu ei, le-am spus mesajul Evangheliei în săptămâna următoare și amândoi mi-au spus, nu ne interesează, putem să vorbim despre altceva? Despre ce vreți să vorbim? Hai să vorbim despre martorii lui Jehova. Pentru că au venit la mine la ușă și mi s-au părut persoane foarte de treabă, mă gândesc să merg la ei la tineret. Al doilea spune, putem să vorbim despre musulmani, că ei s-au născut într-o țară islamică, noi ne-am născut într-o țară creștină, ei cred în Allah, noi credem în Dumnezeu, e același lucru în realitate. Așa că am început să studiem despre religii, despre islam, despre martorii lui Jehova și alte religii. Cum au început? Ce credeți despre Biblie? Ce crede despre Domnul Iisus, ce crede despre Duhul Sfânt, despre Dumnezeu Tatăl, viața după moarte, ce trebuie să faci ca să fii mântuit și așa mai departe. Am făcut lucrul acesta câteva săptămâni, după care amândoi au spus, spune, de fapt, toate astea sunt prostii, într-adevăr, nu ne-am dat seama că asta e ceea ce cred oamenii ăștia, spune ce vrei tu să ne spui, de fapt, la început. Și am început să le spun mesajul Evangheliei, să-i chem să se întoarcă la Domnul, să-și pună încredere în Domnul Iisus în fiecare seară, în fiecare săptămână în care ne întâlneam. Și băieții ascultau cu plăcere, participau, dar mulțumim, dar nu mulțumim. Tot amânau mesajul, momentul mântuirii. Așa că au trecut 4 luni în care ne-am întâlnit săptămânal și după astea 4 luni, mama lui Jonathan a venit la mine și spune, Emi, îți pierzi timpul și faci pe băiatul meu să-și pierde timpul. Nu se întâmplă nimic în viața lui. Nu știu ce faci cu el, studiezi Biblia, dar nu se întâmplă chiar nimic în viața lui. Același lucru, îl facem în continuare. De ce nu vă opriți? Că oricum e ocupat, are școală, are alte lucruri. Am spus, doamna, vechi dumneavoastră v-ați rugat, ați postit pentru el, nopți întregi, nu fiți prima care să oprească asta, oricum nu e nimeni implicat în viața lui din punct de vedere spiritual. A vorbit cu Jonathan și Jonathan i-a spus, mamă, nu-mi place de Emi, nu-mi place ce-mi spune, dar a continuat să vină la întâlnire în fiecare săptămână mai punctual decât băiatul prezbiterului. Ne-am întâlnit 8 luni de zile în fiecare săptămână, să-i chem la mântuire, deci cu fiecare săptămână și de fiecare dată, na, nu știu, acum nu cred și așa mai departe, ne mai gândim. După 8 luni de zile i-am spus lui Jonathan, uite, am 4 copii acasă, n-aș da pe niciunul dintre ei să moară nici pentru cel mai bun prieten al meu, dar pentru cel mai mare dușman. Roman 5:8 spune, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Imaginează-ți tu să dai pe mama ta sau pe sora ta să fie scuipate, bagiocorite, bătute și omorâte pentru tine, pentru păcatele tale sau pentru păcatele celui mai mare dușman al tău. Băiatul ăsta care primise bătaie, cât nu o să primim noi toți la un loc, din cauza sportului pe care îl practica, a început să plângă și nu se mai oprea. Eram într-un loc public, am întrebat ce se întâmplă, trebuie să vorbim doar noi doi. Ziua următoare am întâlnit cu el, i-a spus mesajul Evangheliei și spune: sunt cel mai mic din toți frații mei, dar i-am convins pe toți să se departeze de Dumnezeu și pe mama mea până la un anumit punct. Aș vrea să mă întorc la Domnul și să fiu o binecuvântare pentru familia mea. S-a întors la Domnul chiar acolo și Dumnezeu a transformat viața lui. Am început să ne întâlnim individual și să studiem Biblia. După prima întâlnire îmi spune: ce faci acum? Zic: mă duc la evanghelizare pe stradă. Poți să vin cu tine? Tocmai dedusem o Biblie mare, ca pentru studiu, să studiem Biblia, nu pentru evanghelizare, pentru evanghelizare e ceva mai mic. Dar m-am gândit, băiatul e ras toată partea asta capului, are o coadă și cine o să-l asculte, cine o să-l asocieze cu mesajul Evangheliei? Păi m-am gândit, dacă vine la evanghelizare, o să-i pună oamenii ăștia două, trei întrebări, o să-l facă knockout și niciodată nu o să mai încerce să mai spună cuiva Evanghelia, să descurajează. După aceea m-am gândit, stai puțin, mi-a spus Evanghelia 8 luni de zile. A auzit Evanghelia, în orice fel aș putea să-i spun cuiva, sigur, și-a primit antrenamentul acolo. A venit cu noi la evanghelizare, a intrat într-o conversație cu un ateu, cu un satanist. 2 ore a vorbit cu satanistul, cu Biblia mare, a arătat, n-avea nicio idee că intimidează oamenii cu Biblia mare, dar i-a spus Evanghelia cum a știut. Băiatul nu l-a interesat să se întoarcă la Domnul, dar Ionatan a venit la mine după 2 ore extenuat și spunea: Emi, acum am înțeles ce ai făcut cu mine 8 luni de zile, mulțumesc pentru răbdare. Așa că, spune, trebuie să faceți ceva pentru sora mea, Melina. Am o soră 2 ani mai mare decât mine, care la facultate de fizică. Nu oricine studiază fizică în Atena, trebuie să fii foarte bun. Și spune, e băgată în păcat până peste cap. Vine la biserică în fiecare duminică, e foarte cuminte, nimeni nu bănuiește absolut nimic, nici mama, dar e băgată până peste cap și e în pericol. Trebuie să faceți ceva pentru ea. Așa că, Tereza a stabilit ca o fată să se întâlnească cu Melina, una dintre ucenicele ei, care era prietenă cu ea din copilărie. S-a întâlnit cu ea, i-a spus Evanghelia, dar n-a vrut să asculte deloc. A fost ca un perete, pur și simplu. Tereza s-a întâlnit cu ea, i-a spus mesajul Evangheliei, a mobilizat persoane să se roage pentru ea, Tereza i-a spus mărturia ei și Melina a început să plângă. Este fata pe care o vedeți aici în poză. A început să plângă și nu se mai oprea. Și Tereza a întrebat-o ce se întâmplă. Spune, era pe punctul de a mă sinucide. Și m-am gândit, dacă tot mă sinucid, o să încerc toate păcatele să văd cum se simte. Până când n-am mai putut să mă mai opresc, să mai ies din ele. Și atunci am văzut viața fratelui meu, Ionatan, că s-a schimbat. Și m-am gândit, dacă Dumnezeu l-a schimbat pe Ionatan, mă poate schimba și pe mine. Este speranță și pentru mine. S-a întors la Domnul, Dumnezeu a transformat viața ei, a mers la facultate înapoi și a început să trăiască viața creștină. Imediat la facultate i-au spus, ești proastă, ți-au spălat creierii, nu mai ești bună de nimic, nu mai ești distractivă deja. La biserică, cea mai bună biserică din Atena, am mers la biserică și tinerii i-au spus, ce citești doar Biblia? Citește Marx, citește Nietzsche. Nu fii așa îngustă la minte să citești doar Biblia. Poți să te uiți la pornografie, nu fii așa de legalistă. Înțelegeți? Mama ei se spune, ce te întâlnești cu Tereza în fiecare săptămână să studiezi Biblia? E prea mult. De ce ieși la evanghelizare în fiecare săptămână? Nu mai face, nu merge așa de des la asta. E prea mult, e fanatism asta. Așa că Melina a avut urcușuri, coborâșuri din umblarea ei cu Domnul. Avea foarte multă presiune. De multe ori noi suntem destul de naivi atunci când cineva se întoarce la Domnul, crezând că, ia-l ușor, că o să fie bine. Și nu ne dăm seama că sunt bombardați în mod constant de oameni care nu au luat legătura cu ei niciodată, dar atunci îi bombardează să le spună, depărtați de oamenii ăștia că sunt eretici și așa mai departe. A venit într-o zi acasă la Tereza să se întâlnească cu ea, se întâlnea în fiecare săptămână, dar foarte hotărâtă să-i spune ultima oară când ne mai vedem. Dumnezeu a pus în minte Terezei ceva diferit, și anume, fata asta nu merge prea bine, o să o rog să se întâlnească cu mine de 2 ori pe săptămână. Tereza a fost prima care să-i spună și Melina spune, bine, ok, hai să ne întâlnim de 2 ori pe săptămână. N-am mai avut curaj să-i spună ce vrea. Și a avut urcușuri, coborâșuri, am aflat că iar se întorcea la lucrurile dinainte. Așa că, într-o duminică seară, Tereza a pus copiii la culcare, a luat mașina, s-a dus în fața casei ei și a așteptat-o la ora 10 noaptea până la 12 noaptea să vină acasă. A mobilizat persoane să se roage pentru ea chiar atunci, pentru că era ultima șansă. Putea să ne spună foarte ușor, plecați, lăsați-mă în pace, viața mea, fac ce vreau. Dar să știți că rugăciunea funcționează foarte mult. Este într-adevăr puterea lui Dumnezeu. Nu e niciun mister despre cum să le spunem oamenilor mesajul Evangheliei într-un mod eficient.
este Dumnezeu care lucrează în inima persoanei. Dar Melina a venit acasă, Tereza a confruntat-o, i-a spus: asta este ceea ce vrei să faci, vrei să te întorci la stilul de viață înainte? Melina a început să plângă și să spună: nu, vreau să mă opresc, vreau să mă duc undeva departe, nu vreau să mai continui în stilul acesta. Tereza a spus: du-te la Institutul Biblic chiar acum, iar sfârșitul lui octombrie 2017. Și Melina a spus: bun, dar sunt în anul 2 la facultate, fac școala de șofer, dar lecții de matematică, cine să plătească pentru asta? Nu știm. Vrei să mergi? Da, aș vrea să merg, trebuie să-l întreb pe mama. 90% vreau să merg. A intrat în casă să vorbească cu mama ei. Când a aflat mama ei despre stilul ei de viață, i-a spus: o să arzi în ea, cum ai putut să-mi faci așa ceva, m-ai făcut de rușine. Când despre Institutul Biblic, n-ai nevoie să mergi acolo, o să am eu grijă să nu se mai întâmple. Mamă, dacă vreau să continui stilul de viață fără să-mi dai seama, pot să fac lucrul acesta. Așa că n-a reușit să convingă pe mama ei. Ziua următoare, iarăși, de la ora 10 noaptea la 1 dimineața, mama ei, în cele din urmă, știind că Ionatan e foarte hotărât, dar Melina e nehotărâtă, s-a uitat în ochii ei și a spus: chiar vrei să faci lucrul acesta? Melina s-a uitat în ochii ei și a spus: da, mamă, chiar vreau să merg la Institutul Biblic chiar acum. Ziua următoare, Melina își cumpăra valiza, marți dimineață, să merg la Institutul Biblic. În momentul acela am primit veste de la institut că s-ar putea să n-o primească, că e prea târziu. Că nu poți să dea diplomă pentru studenți care vin așa de târziu, că e problematic, au avut niște experiențe cam negative cu persoane care au făcut asta, așa că probabil nu o să o primească. Era o situație foarte delicată pentru noi, pentru că eu am vorbit așa de frumos despre școala biblică, că Dumnezeu o să-i schimbe viața, că o să o ajute, că o să o iubească toată lumea. Și știi ceva, în locul ăsta despre care ți-am spus atâtea lucruri, de fapt nu te vor, poți să continui în stilul tău de viață. Melina ne spusese: noi urma să plecăm vineri dimineață într-o călătorie, pentru 2 săptămâni, să promovăm lucrarea lui Grecia, ca acum. Și ne-a spus: dacă plecați din țară pentru 2 săptămâni, eu o să alerg înapoi în păcat. Nu vreau asta, dar asta o să se întâmple. Așa că, dacă faceți ceva pentru mine, faceți acum. Le-am spus colegilor noștri din Ungaria: vă rog, gândiți-vă cu inima, nu cu mintea, să luăm o viață, literalmente. Așa că, la ora 6 seara, am primit telefon, mi-au spus: Semi, știi care e prețul pentru Institutul Biblic? Da. Ok, vă plătesc orice vreți, doar luați-o, vă rog. O luăm pentru 3 săptămâni, dacă nu se conformează, vii și eu înapoi, nicio problemă. Am mers acasă, am luat-o pe Tereza, pe copii, fără bagaje, fără nimic. Am călătorit toată noaptea. Bine, am mers până la Melina acasă, am luat-o și am călătorit toată noaptea până în Ungaria, până în Budapesta, prin ploaie torențială, ploaie grindină pe autostradă, așa ca niciodată în Grecia. Și am ajuns acolo, am pus o legătură cu profesor, consilier și așa mai departe, de 3 ore. După 3 ore am călătorit imediat înapoi în Grecia, 20 de ore. Am ajuns joi la 4 după amiaza, vineri dimineața la 5 am plecat. Înainte de a pleca de acasă de la ea, a venit prietena ei cea mai bună de la biserică să-i spună la revedere. Și a spus: Melina, nu mă așteptam de la tine să-mi spui că pleci la Institutul Biblic, tu să pleci la Institutul Biblic. Nu mă așteptam. Mă așteptam să-i spui că ești însărcinată. La care Melina se întoarce spre ea și spune: și ceva, nu tine nu era să rămân însărcinată de 2 ori. Motivul pentru care merg la Institutul Biblic este pentru că vreau ca viața mea să fie transformată. S-a întors, a intrat în mașină, când am ajuns acolo, i-a spus: Melina, numai Dumnezeu poate să schimbe viața ta. Dă-i voie să te învețe, să te schimbe și să te folosească. S-a uitat la noi și spune: sper ca Dumnezeu să mai poată să mai folosească ceva din viața mea. În februarie anul trecut, la conferința misionară, a venit la noi și ne-a spus: mi-am dedicat viața pentru lucrarea misionară. Nu vreau să trăiesc o viață obișnuită. Vreau să-mi dedic viața pentru a conduce alte persoane la Domnul. Așa că ne bucurăm pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ei. Asta e poza exact când am ajuns în fața Institutului Biblic. El e Ianis, băiatul de care m-am spus din Tesalonic. Poza de sus e când s-a întors la Domnul și poza de jos când a plecat la Institutul Biblic cu soția lui Armina. Dorothea avea 14 ani când s-a întors la Domnul în tabără și Dumnezeu a transformat viața ei într-un mod radical. A început să spună Evanghelia, a început să facă ucenice de vârsta ei. Să le ajute să câștige suflete pentru Domnul, pe alte fete. Nu lăsa pe nimeni să vină la biserică la ea și să plece de la biserică fără să le spună Evanghelia, să se asigure că au înțeles. Dar nu spunea Evanghelia la școală. Așa că, da, pentru că poți să începi să iei note proaste, să-ți pierzi prietenii, să fii exmatriculat. Și Tereza a provocat-o: spune Evanghelia la școală la tine, caută o oportunitate pentru asta. Așa că i-a spus roagă-te pentru asta, în câteva săptămâni a început să se roage și profesorul de religie, preot ortodox, a venit la clasă și le-a spus: în săptămânile următoare, fiecare dintre voi va avea 20 minute să prezinte orice subiect vreți voi. Ea a ridicat mâna și a spus: eu aș vrea să fiu prima, aș vrea să vorbesc despre mântuirea omului. Așa că a venit ziua în care trebuie să vorbească și profesorul a început să vorbească despre alte lucruri. A trecut timpul, au mai rămas doar 25 de minute. Prima fată s-a ridicat în picioare, Dorothea, a spus: lasă-mi și mie ceva timp, că am pregătit ceva, am pregătit un subiect. Lasă măcar 15 minute. S-a ridicat în picioare și a prezentat subiectul prima fată, nimeni nu era atent, ba dormeau, ba se jucau, ba își făceau temele, ca la școală, nu? În 5 minute prima fată a terminat și Dorothea s-a ridicat în picioare, a rămas exact cu 20 de minute cum era planificat. A început să spună versetele pe din afară,
să întrebe pe studenți ce înțelegeți din versetele astea. Să deseneze pe tablă mesajul Evangheliei. Și păcatul, religie, filozofie, fapte bune, jefa Domnului Iisus. Și să le spună tot mesajul Evangheliei colegilor ei din liceu. Spune, unul câte unul au lăsat tot ce făceau și au început să fie atenți. A fost pentru prima oară când am vorbit în public, în clasă la mine, ceea ce nu-i ușor, și totuși n-am avut emoții absolut deloc. Pentru că se rugau persoane pentru ea în momentul ăla. Când a terminat, toți au început să aplaude și să spună, Dorotea, ne-ai învățat o mare lecție astăzi și știi pe ceea ce ne spui adevărat, pentru că te vedem cum trăiești în fiecare zi. Dorotea a început să plângă, nu și-a dat seama că așa de evident era viața indiferită de ceilalți. Și după asta profesorul de religie spune, da, mântuirea este doar prin jertfa Domnului Iisus, dar trebuie să faci fapte bune ca să fii mântuită, pentru că scrie în epistola lui Iacob, credința fără fapte este moartă. Teresa studiase în săptămânile anterioare, coincidență, în ghilimele, epistola lui Iacob, verset cu verset. Nu studiem epistola lui Iacob cu toți, dar s-a întâmplat așa, a aranjat Dumnezeu să studieze exact asta. Dorotea ridica mâna și spunea, și avea observație cu privire la ce a spus. În epistola lui Iacob, capitolul 2, se vorbește despre credința falsă și credința adevărată. Credința falsă, credința moartă, nu produce nimic pentru că este moartă. Credința adevărată produce fapte bune ca rezultat al mântuirii autentice. Ca și dovada mântuirii autentice. La care profesorul de religie, da, ok, ok. Asta nu e normal pentru grecii, trebuie să câștigi o conversație orice ar fi. Uite despre logică și despre absolut orice. Dorotea a terminat primul an la Institutul Biblic din Ungaria și acum face al doilea an la Institutul Biblic din New York, unde avem școala biblică și se pregătește să se întoarcă să slujească împreună cu noi. Asta este ceea ce am vrea să vedem, tineri din Grecia care să prindă o pasiune pentru așa ceva și să slujească în țara lor. Prima conferință misionară, operațiunea Iosua este ceea ce s-a început cu un misionar care a dat o Biblie unui adolescent. Mama adolescentului l-a dat în judecată și a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru că avea acea Biblie. A apelat la drepturile omului, Uniunea Europeană și n-a mai stat la închisoare deloc. Dar a murit de cancer în 2007. Băieții mi-au spus, tata a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a dat o Biblie? Noi o să dăm 1 milion de Biblii, una pentru fiecare casă din Grecia. Ne-am alăturat lor, am făcut un parteneriat cu ei și în ultimii 10-11 ani am ajuns la 1.200.000 de case cu o Biblie pentru fiecare casă. În prima zi fiecare învăța să spună în greacă, e cadou și nu suntem martorii lui Jehova. Ine doro de nimas de Jehovades. Așa că am mers în prima casă, în prima persoană, și a spus, e cadou, nu suntem martorii lui Jehova. Și persoana spune, bun, dar noi suntem martorii lui Jehova. Altă persoană s-a dus la altă casă, a dat Biblia și persoana spune, ce vrei? Am un cadou pentru noastră. Ce? O Biblie. Cine te-a trimis? Dumnezeu. Cine ești tu? De unde ești? Din California. Ce zici că mi-ai adus? O Biblie. Vino încoace. De obicei iau Biblia, aruncă după tine, pleacă de aici ereticule, o să-ți rup picioarele. Chem poliția. Pe noi ne-a luat poliția de 3 ori într-o săptămână cu copii, cu toată, în secția de poliție. Am ajuns să spunem Evanghelia șefilor de poliție și s-au transformat în ocazii mai bune de a spune Evanghelia. Dar sunt modalități de intimidare prin poliție, prin preot și așa mai departe. Puțin mai, destul de mai accentuate decât în România. Femeia a spus, vină cu aceea, vreau să spun ceva. Perioada care a trecut, am trecut printr-o perioadă extraordinar de delicată. Azi dimineață m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea o Biblie. Și tu spui că te-a trimis Dumnezeu din California să-mi aduce azi dimineață o Biblie. Cum a fost asta? Altă persoană a scris la sediu lucrării celor cu care colaborăm. Asta nu e o lucrare coordonată de noi cu distribuirea de Biblie. Doar suntem parteneri cu o lucrare mai mare decât a noastră. Și au scris cineva la sediu acolo și a spus, eram pe punctul de a mă sinucide în casă la mine, am văzut pe cineva că a venit la ușa, a pus ceva, era o Biblie, am citit-o și mi-am pus încrederea în Domnul Iisus ca Mântuitor și am fost botezat în biserica din Corint. Ne rugăm ca Dumnezeu să continue să facă astfel de lucruri. Sunt multe lucruri care se întâmplă, vă încurajăm să veniți în timpul verii și să participați la asta. Sunt preoți care ard Bibliile chiar în satul respectiv, alții care le primesc cu bucurie și așa mai departe. Persoanele în viața cărora ne investim sunt acestea care le vedeți, adolescenți, care și investesc în viața altora și la fel se pregătesc unii dintre ei să meargă la Institutul Biblic. Motivul pentru care suntem aici în timpul acesta este să încurajăm fraților să investească în lucrarea din Grecia. Nu știu de ce nu mai merge acum să mai schimb pozele, dacă puteți la urmă. Așa. Ok? Ceea ce facem în timpul acesta, promovăm lucrarea din Grecia pentru a merge la următoarea etapă, pentru a putea dezvolta mai mult. Și anume, vrem să tipărim materiale de evangelizare pentru 100.000 de persoane. Asta e țipta pe care o avem cu echipa pe care ați văzut aici și cu alte persoane pe care le ucinicizăm în Grecia. Să începem tabere de vară și de iarnă, în afară de parteneriatele care le avem, dar ca să avem mai multe libertate în a spune Evanghelia.
retragem de sfârșit de săptămână de două ori pe lună, cu tineri din Atena să mergem la biserici mai mici, să trimitem 10 studenți la Institutul Biblic, asta e ceea ce vrem, e o țintă mare care ne-am pus-o noi, ca să putem forma o echipă din greci. Părinților sau bisericilor nu îi încurajează să facă lucrul acesta, se consideră pierdere de timp și pierdere de bani. Așa că ne bazăm pe generozitatea bisericilor și a fraților unde împărtășim pentru a-i putea trimite la Institutul Biblic. Și de asemenea, vrem să-l aducem pe Fernando de 3-4 ori pe an în liceele și în penitenciarele Greciei pentru a spune mărturia și mesajul Evangheliei. Dacă putem merge la următorul slide. Căutăm 60 persoane sau biserici care să susținem cu aproximativ 50 de dolari, mai mult sau mai puțin, orice va fi o provocare pentru oricare dintre noi. Vă încurajăm să vă uitați lucrul acesta nu ca la o familie mare care are nevoie de suport. Am vrea să vă încurajăm să vă uitați ca la o viziune. Să punem Evanghelia înapoi în mâinile grecilor. Și Dumnezeu să folosească lucrul acesta după alegeri să spune dacă nu erați voi, nu se întâmpla lucrul acesta. În lucrarea lui Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu poate să facă asta și fără noi, și fără mine și Tereza acolo. Cred că e un privilegiu pentru noi să facem asta și cred că e un privilegiu pentru oricare dintre noi. Așa că vă încurajăm să luați în considerare, prin credință, să fiți alături de noi în felul acesta și dumneavoastră și să recomandați altora de asemenea. Dacă nu veți începe acest lucru, o să venim iarăși. Dacă nu vreți să ne mai vedeți, dacă vreți să scăpați de noi, susțineți lucrarea din Grecia, noi ne vedem de treabă în Grecia, nu vă mai deranjăm. Și în felul acesta apucați să fiți parte din ceea ce facem noi acolo. Haideți să mergem la următorul slide, vă rog. Donațiile se trimit la sediul nostru din Owen Sound, din Canada, unde e o școală biblică și o tabără. Donațiile sunt tax deductible și se poate dărui prin poștă, de asemenea online sau prin telefon. Așa. Aveți aici, în dosarul acesta, toate instrucțiunile cu privire la asta. De asemenea, în dosarul acesta veți găsi o broșură despre Grecia și despre mărturia noastră. Și de asemenea, o foiță pe care o puteți trimite la sediu, acolo cu mențiunea cuvântul vieții Grecia, dacă doriți să susțineți fie lunar, fie o singură dată. Și de asemenea, veți găsi o poză cu familia noastră, pe care vă încurajăm să puneți frații pe frigider și surorile pe oglindă. Așa vă veți aduce aminte de noi, în mod sigur. Și de asemenea, vă încurajăm, dacă doriți să primiți noutăți de la noi, vă veți ruga pentru noi, dar veți dori să știți ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu lucrarea de acolo, să vă rugați pe nume pentru persoane. Vă încurajăm să vă notați aici, pe listele acestea. Nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, vârsta, dacă doriți să ne revelați. Dar vă rugăm să vă încurajăm, să vă notați și în felul acesta vom păstra legătura cu dumneavoastră. Așa? Ultimul slide, dacă se poate pune. Vă încurajăm să vă rugați pentru noi, vă încurajăm să dăruiți pentru lucrarea din Grecia prin credință și de asemenea să veniți să slujiți împreună cu noi în Grecia. Aș vrea să împărtășesc foarte pe scurt, pentru că noi când începem mai terminăm. Și a trecut foarte repede timpul, dar aș vrea să dau o provocare fiecare dintre noi în seara aceasta înainte să terminăm. Aș vrea să ne gândim la 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16. Dacă vestesc Evanghelia nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Este un verset care se aplică fiecare dintre noi, nu doar Apostolului Pavel, nu nou ca misionar, dar fiecare dintre noi ca persoane născute din nou. E foarte la modă în Grecia să se spune Evanghelia și dacă e nevoie folosește cuvinte. Roman 10, cu versetele 14 și 15, spune cum vor crede fără propovăduitor, cum vor crede dacă nu vor auzi. Și cum vor auzi fără propovăduitor, credința vine în urma auzirii, în auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci e bine să trăim Evanghelia, dar e și mai bine de asemenea și să o trăim și să o spunem. Dumnezeu ne dă privilegiul acesta fiecare dintre noi. Știți că sunt doar 2% dintre creștini care spun Evanghelia la nivel mondial. 2% și aș vrea să întreb în seara aceasta aici, câți dintre noi au darul de evanghelist? Ridicați mâna, vă rog. 1, 2. Să știți, vă spun că media este de 1 sau 2 cam în fiecare biserică în general. Și aș vrea să ne întrebăm la un lucru. Care e motivul pentru care doar unul sau doi din biserici ridică mâna când e vorba de asta? Oare pentru că Dumnezeu ne-a dat darul la mai mulți? Sau oare că noi avem un concept greșit cu privire la evangelizare? Mulți dintre noi credem că succesul în evangelizare este să se întoarcă persoana la Domnul. Și ne dorim asta, că doar de asta o spunem, nu-i așa? Dar succesul în evanghelizare nu este lucrul acesta. Succesul este mesajul să fie dat. Atâta timp cât este folosit cuvântul lui Dumnezeu, este succes atunci când s-a dat cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Așa că sunt câteva motive pentru care ar trebui să spunem Evanghelia fiecare dintre noi.
Primul lucru ne aducem aminte la Luca, capitolul 16, bogatul și Lazar, în locuința morților și Lazar în sânul lui Avram. Știm de locuința morților că este un loc în care nu este mângâiere, un loc în care nu este uitare, toți își aduc aminte de tot ce s-a întâmplat în viața asta, toți simt tot ce simțeau în trupul acesta, flăcările acelea, este un loc în care nu este scăpare. Și locuința morților este un loc în care nu este necredință. Toți cred acolo. Și știm că bogatul îi cere lui Avram să-l trimită pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-i dea măcar o picătură de apă. Imaginați-vă ce sete trebuie să fie pe omul acela. Dar de asemenea mai spune un lucru. Trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le spună că aceste lucruri sunt adevărate. Aș vrea să ne gândim puțin în starea aceasta. În locuința morților, în momentul acesta, se strigă în continuare. Și aș vrea să ne întrebăm câți dintre cunoscuții noștri care au murit, strigă de acolo. Trimite-l pe Emi, trimite-o pe Tereza, trimite pe cutare din biserica din Laval. Să le spună că aceste lucruri sunt adevărate. Este un strigăt de jos. Aș vrea să ne întrebăm, chiar credem în realitatea iadului? Sigur, să spunem, da, credem, bineînțeles, de asta suntem aici, în seara aceasta noi suntem din cei credincioși. Dar dacă chiar credem, am spune Evanghelia, n-am putea dormi noaptea, dacă chiar am crede în realitatea iadului. Faptul că acele persoane care ajung acolo niciodată nu se întorc. Faptul că este ultima șansă, faptul că strigă, chiar acum când noi vorbim aici, să meargă cineva la colegii tăi, la vecinii tăi, la cunoștințele, la familia. Un ateu a spus așa, cât de mult trebuie să urești pe cineva, cât de mult trebuie să urești pe cineva, ca știind că lucrurile acestea sunt adevărate, totuși să nu-i spui, totuși să nu insiști, cât trebuie să-l urești pe omul ăla, ca să nu insiști cu mesajul Evangheliei, dacă știi că e adevărat. Sau, cât trebuie să te iubești pe tine însuți, ca să nu fii respins atunci când spui Evanghelia cuiva. Deci, este o strigare de jos. Aș vrea să ne întrebăm. Noi credem în strigarea aceea de jos, într-adevăr, în momentul acesta? Chiar credem? În al doilea rând, este o poruncă de sus. Mergeți în toată lumea și spuneți Evanghelia. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și ce e interesant în versetul acesta? În primul rând, este o poruncă. Și când Dumnezeu poruncește, toată natura ascultă. Demonii ascultă. Singurii care nu-L ascultă și cine sunt? Noi. Cei mântuiți prin jertfa Domnului Iisus. Suntem primii care au toată... tot curajul să nu asculte de El. Sigur că ne suntem scandalizați de păcate foarte evidente. Dar nu spune Evanghelia, vrea să fie foarte clar pentru toată lumea că e un păcat. Acum nu vă vorbește misionarul Emi, vă vorbește creștinul Emi. Să știți că, oricum, pentru misionar e foarte ușor să nu spune Evanghelia. E foarte ușor să creeze evenimente și așa mai departe și să nu spune Evanghelia. E o provocare pentru toți dintre noi. Dar a nu spune Evanghelia este un păcat pentru că este o poruncă clară din partea lui Dumnezeu. Dar de asemenea, spune, și iată că eu sunt cu voi. Dumnezeu când ne trimite la evangelizare, nu ne trimite singuri. Nu ne trimite cu abilitățile noastre, nu ne trimite cu istețimea noastră, nu ne trimite cu capacitatea noastră, ne trimite cu puterea Lui, cu Duhul Sfânt care lucrează folosind cuvântul Său pe care îl punem în mintea oamenilor. Deci este o strigare de jos, este o poruncă de sus, dar de asemenea, la Luca, Faptele Apostolilor, capitolul 16, spune că treci în Macedonia și ajută-ne. Este ceva ce se întâmplă chiar în zona Greciei. Și aș vrea să ne uităm puțin în jurul nostru la ce avem de oferit oamenilor din jurul nostru. Care sunt cei care strigă în jurul nostru? Treci în Macedonia și ajută-mă. Spune-mi ce ai, de fapt, care te face diferit. Spune-mi mesajul de Evanghelie. Aș vrea să ne întrebăm în seara aceasta cine sunt cei care în jurul nostru poate strigă cumva, dar nu știu cum să ceară. E nevoie doar de cineva care să facă un pas prin credință, să le spună Evanghelia, orice reacție ar avea acele persoane. Și ultimul lucru este la 2 Corinteni, capitolul 5 cu 14. Dragostea lui Hristos ne constrânge. Pentru că știm că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit? Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cei ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că este dragostea lui Hristos, care ne constrânge să spunem Evanghelia. Noi îl iubim, dar El ne-a iubit întâi. Și e adevărat că atunci când nu mai este frică de Dumnezeu, este dragostea de Dumnezeu care ne ține. Și aș vrea să
ne gândim la aceste lucruri în seara aceasta. În primul rând, este o strigare de jos. Tu o crezi? Chiar crezi în realitatea acelui loc? Aș vrea să ne întrebăm în seara aceasta cei care venim de mult timp la biserică. A venit de mult timp și a ne comportat cum trebuie, nu înseamnă mare lucru în ochii lui Dumnezeu. Înseamnă să-L avem pe Domnul Iisus în inimă ca Mântuitor, care de acolo pornesc toate lucrurile. Dacă cumva tot ce am spus în seara asta a fost ca nu cam perete pentru tine, tu știi ce înseamnă lucrurile astea pentru tine, dacă înseamnă ceva sau nu. Dar dacă nu înseamnă nimic, cineva a spus așa, dacă n-ai nici cea mai mică dorință să spui Evanghelia celor de lângă tine, să fii sigur că tu nu ai Evanghelia, că tu nu ești mântuit. Să fii sigur de asta. Altcineva a spus, dacă nu ești preocupat de mântuirea vecinului tău, eu sunt preocupat de mântuirea ta. Sau fiecare creștin e ori un misionar, ori un impostor. Și de asemenea aș vrea să spun un lucru. Când soldații nu se duc la război, atunci se ceartă între ei. Când rămân în cazarmă. A spune Evanghelia le face bine celor din afară, dar ne face bine nouă în primul rând. Și a face ucenici le face bine celor care sunt abia întorși la Domnul. Dar ne face bine nouă care credem de multe ori că știm mai mult decât știm în realitate. Când începem să învățăm pe cineva, atunci în momentul în care învățăm cu adevărat. Aș vrea să ne întrebăm în seara aceasta. Eu sunt al Domnului Iisus Hristos, eu cred într-adevăr în realitatea iadului, eu cred, am înțeles dragostea Domnului Iisus pentru mine. Am înțeles cât de serioasă e pocăința. Am înțeles că trebuie să fie o zi în viața mea în care să mă întorc la Domnul, că nu sunt prea mic pentru asta. Nu e nicio rușine pentru cineva care a venit de mult timp la biserică și nu s-a împăcat cu Dumnezeu, în inima lui care știe lucrul acesta. Nu e nicio rușine să facă lucrul acesta chiar în seara aceasta. Să înțeleagă că este o zi a judecății înaintea lui Dumnezeu și poate fi chiar în seara aceasta. Să înțeleagă că păcatul l-a separat de Dumnezeu pentru totdeauna. Păcat mare, mic, de orice fel ar fi în ochii oamenilor. E păcat. E o travă. În al treilea rând, să înțeleagă că faptele bune, oricât de multe și bune ar fi ele, nu-l curățesc de păcat. Și nu contribuie pentru mântuire. Și că jertfa Domnului Iisus este suficient. Și că astăzi este ziua mântuirii. Că este diferență între a crede și a mă încrede. A crede în existența lui Dumnezeu și a pune încredere în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al meu personal. Aș vrea să încurajez pe fiecare dintre noi care încă nu s-a împăcat cu Dumnezeu să facă lucrul acesta chiar în seara aceasta. Ne rugăm ca ce am împărtășit să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi care am ascultat. Dumnezeu să folosească lucrurile acestea pentru a ne provoca pe fiecare dintre noi. În starea în care suntem fiecare dintre noi, Dumnezeu știe mai bine și fiecare dintre noi știe. Mulțumim tare mult pentru oportunitatea de a împărtăși. Dumnezeu să o binecuvânteze. Timpul aleagă cu grăbire și am să vă invit acum, dragii mei, să ne închinăm înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Aș vrea să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Vom mulțumi Domnului ca de fiecare dată pentru tot binele pe care mi l-a făcut, pentru care are grijă și apoi vom oferi Domnului aceste daruri.